с FQ-ul. Thank you.
să spun mai mult, pentru că este o expoziție care, din punct de vedere curatorial, a fost asumată de Olivia Mițiș, pe care am să o rog să ne spună despre demersul ei curatorial. Este produsul artistic în sine, ceea ce rămâne este rezultatul final. Între romantisme cărnoase și subtilități geometrice, între instalații multimedia și microperformanțele asumate sociopolitic, cred eu că am reușit un discurs agresiv și dens, în același timp, cum spuneam mai devreme, o formulă puternică. Îi mulțumesc Marilene Predasân pentru deschidere și pentru acest exercițiu asumat și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, încurajându-vă să veniți pentru că și artista și curatoarea sunt deschise la dialog. Decât să vă spun că mă bucur foarte mult că am reușit să fac această expoziție. Această expoziție înseamnă 30 de ani din existența mea și pot să ofer acum o imagine mai clară a ceea ce au însemnat aceștia pentru mine prin această expoziție. Am avut sprijinul domnului director Nicolae Oran, se dă de parte de dânsul, a fost cel care m-a facilitat deschiderea acestei dispoziții în acest spațiu. Am avut o colaborare cu care am avut o colaborare extraordinară, fiindcă întotdeauna între generații se pot stabili niște raporturi de înțelegere și de crearea a unor noi de dimensiuni și înțelesuri a lui în sine, de dialog.